100 de tineri din 8 regiuni ale țării participă în aceste zile la Școala de Vară Fondul pentru Tineri 2016, care are scopul de a dezvolta și consolida rețeaua națională a programului. Fundația Est European organizează o multitudine de activități pe tot parcursul anului pentru membrii programului Youth Bank, dar evenimentul cel mai mare al anului, în care reunește întreaga familie Youth Bank, cum ne place nouă să numim, este Școala de Vară Youth Bank. Este deja o tradiție, noi organizăm a treilea an consecutiv și o numim Youth Bank, Școala de Vară Youth Bank 2016. Fiecare an vine cu tematică anumită și aceasta rezultă în baza brainstorming-ului pe care noi îl organizăm cu tinerii, cu membrii Youth Bank, și anul acesta noi ne axăm pe puterea imaginii și puterea cuvântului, fiindcă atât imaginea cât și cuvântul, istoria Youth Bank, cei ce vorbesc tinerii, dar și imaginea cu care ei doresc să atragă mai mulți parteneri, mai mulți tineri, să mobilizeze resurse, să mobilizeze tinerii ca să implementeze cât mai multe inițiative locale, sunt foarte importante. Tinerii, datorită acestei tabere, devin mai abilitați, ei au capacități de a gestiona programul și, ziceam, în materie de crearea propriului brand, de stabilirea noilor parteneriate, de a-și promova propria imagine, de echipă, de organizare mult mai eficientă a programelor de granturi, dar și merg cu mulți prieteni acasă, cu multe cunoștințe, pentru că pentru noi este foarte important să consolidăm rețeaua Youth Bank. Ei merg acasă cu noi idei, la fel, mai inspirați, mai entuziasmați și cu noi forțe, cu noi forțe pentru a continua ceea ce de fapt ei au început. Această tabără e binevenită pentru că reunește, e una dintre posibilitățile acestor 8 fonduri de a se reuni și de a lucra împreună, de a discuta împreună, de a împărtăși din experiența lor, din bucuriile sau dezamăgirile cu care se confruntă zi de zi pe parcursul implementării programului, și e o platformă de comunicare pentru ei. Adolescenții de Fondul pentru Tineri Râșcani sunt bobocei. În aprilie 2016 s-au lansat oficial, iar la Școala de Vară au venit pentru a interacționa cu tineri din alte fonduri, pentru a cunoaște toate rigorile programului și pentru a se încărca cu energie necesară pentru a implementa proiecte frumoase la Râșcani. În primul rând, echipa a învățat la această tabără pentru a comunica cu alți tineri, socializarea și promovarea echipei în societate, lucru care va fi nevoie pe viitor pentru a asigura un succes în activitățile sale. Ne gândim la mai multe domenii de implementare a proiectelor. În primul rând, ceea ce ține de activitatea tinerilor, este vorba despre activități culturale, activități educaționale, de ce nu și activități ecologice care se aduc un suflu nou localităților. Fondul pentru tineri Ialoveni este cel mai longeviv. Acesta și-a început activitatea în anul 2016. Suntem deja la a treia ediție a taberei de vară Youth Bank Moldova. Este un eveniment pe care este așteptat de către membrii tuturor programelor din cele 8 raioane. Este un eveniment unde adună acești tineri din raioane și împreună își împărtășesc din rezultatele parcursului unui an, totodată învață unul de la altul, sau formatori cu experiență îi ghidează sau îi ajută ca să-și îmbunătățească activitatea lor de zi cu zi în cadrul programului. Pe durata școlii de vară, tinerii au parte de diverse instruiri tematice, ateliere de creație, iar cel mai așteptat eveniment a fost TVC, concurs unde tinerii și-au arătat spiritul de echipă, capacitățile actoricești și ideile inovative. Această școală de vară este foarte benefică pentru noi, membrii Fondului pentru Tineri, pentru că noi învățăm multe informații din social media, de asemenea noi învățăm cum să gestionăm mai bine un program de granturi mici, cum să ne promovăm pe noi ca echipă, cum să promovăm un program de granturi mici pentru ca la noi să mai aplici mai mulți tineri cu proiectele lor, și în general învățăm lucruri pe care noi le știm, dar le învățăm mult mai aprofundat la această școală de vară. De asemenea, noi interacționăm cu tinerii din alte fonduri pentru tineri din țară și este un fel de schimb de experiență între noi.
Mesajul meu pentru tineri din Republica Moldova este ca să fie cât mai activ, să implici foarte mult în comunitatea lor, să aducă niște schimbări, să fie niște schimbări într-adevăr foarte vizibile și durabile, să interacționeze cu tinerii și de peste hotare și să aibă vise, vise cât mai mari și obiective cât mai mari și să tindă spre ele, să tindă spre perfecțiune, pentru că noi vrem să cerem imposibilă. La școala de vară de anul acesta am învățat foarte multe lucruri care cred că o să-mi trebuiască pe viitor, adică cum să comunic, cum să fiu mai sociabil. De exemplu, astăzi am făcut traininguri legate de cum să captezi atenția unui partener sau unui om simplu. La tineri din Moldova vreau să vin cu un mesaj, că nu trebuie să fim indiferenți de soarta noastră, de viitorul nostru și până noi nu vom participa la activitățile acestea sociale, până noi nu vom pune mâna, nimic nu se va schimba. Cred că această tabără este binevenită, deoarece aici sunt concentrate toate fondurile din Republica Moldova, ceea ce duce la o prietenire foarte mare între fonduri și noi cunoștințe, prietenii și desigur că experiență. La această tabără cred că este foarte eficientă, deoarece învățăm foarte multe noi, ce ține de promovare, internet, social media. Programul Fondul pentru Tineri este implementat de Fundația Est Europeană cu suportul financiar al Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului.